Aici pe Cosmin Odorescu. Domnel, neața, mă bucur să te văd pe canal. Bine ați venit pe live-ul nostru. Cum sunteți, dragilor? Toată lumea e ok, toată lumea e în trafic. Astăzi avem un subiect așa, exuberant, un subiect foarte fain pe care m-am gândit să-l discut cu voi. Ieri făcând un temele despre vehiculele astea electrice, pentru că am început să studiez serios fenomenul. Și uite că ați răspuns și la sondajul meu. Mă bucur, dragilor, ia să vedem. Ai, păi Audi e pe primul loc. Nu știu cât ați participat la sondaj. Deci am lansat un sondaj pentru voi pe chat. Care considerați voi din toate SUV-urile electrice de top, deci brand-uri de top, care considerați că are cel mai fain design exterior și conduce modele Q, e-tronuri? Nu e nicio surpriză, pentru că chiar consider că sunt cele mai tari. Pe locul 2, BMW-ul iX. Apoi avem, sunt mai multe, da? Deci nu le-am pus pe fiecare model în parte, pentru că în rost, de fapt, ele cam urmează aceleași linii de design, da? Toată categoria, toată clasa. O, Cristiansen! Neața bună, dragule! Iulian, mă bucur să te văd! Daniel, salutare! Daniel nu întoarce capul după ele. Băi, dragilor, nici eu, așa cum știți, bine, nu sunt impresionat de neapărat de tehnologie. Adică sunt impresionat de tehnologie, dar nu sunt impresionat de limitările lor. Am probleme mari cu faptul că ni se bagă pe gât electricele, sau ni se băgau, că acum văd că au mai dat mai încet un pic, mai sunt state. Dar nu pot să nu admir faptul că sunt niște bijuterii tehnologice, ca design și ca multe chestii. Nu-mi plac interioarele la multe, dar asta e. Și mă bucur că ați participat în sondajul ăsta. BMW-ul văd că urcă puternic din spate. Raul, neața bună. Rareș, neața bună. Kate, Vio Kate, neața bună. Viața pe patru roți, mă bucur să te văd, dragule. Savu 31. Exact, Savu, asta zic și eu. Deci dacă ar lăsa industria să se dezvolte organic, fără niciun fel de mandate de genul ăsta, băi, până în 2030, până nu știu ce, astea alte termice, n-aveți voie să mai le reparați singuri în nu știu cât timp. Deci de chestiile astea, bineînțeles că duc la îngrădiri de libertăți, frustrări și așa mai departe. Chiar dacă eu cred, sincer, că multe din chestiile astea despre care ei vorbesc nu vor fi implementate. Văd acum că americanii, care dau tonul cam la multe încă, pedalează puternic, dau înapoi pe chestia cu 2030-2035, pentru că văd că e o chestie nesustenabilă. Da, nu urmăresc, dragule Ciprian. Neața bună, salut. Nu urmăresc. Dacă îmi trimiți link-uri sau, acum bine că l-ai menționat, o să mă uit și pe canalele astea. Deci, exact cum spune și Savu, aparte de chestia asta, consider că într-adevăr sunt niște bijuterii tehnologice care din, încă o dată, părerea mea personală, dovedește superioritatea industriei germane auto. Pentru că chiar și la capitolul ăsta, dacă excludem faza că chinezii produc pe bandă și sunt mai ieftini, nu știu ce, dacă vine vorba de design, rafinament, performanțe și așa mai departe, toți germanii sunt în top. Nu am inclus în și nu voi include în discuția asta modele care nu sunt în România, da? Poate o să facem un alt live unde putem vorbi despre global, mai ales cu ce se întâmplă în state. Însă vreau să vorbim despre modele care sunt în România, fie că sunt americane, fie că sunt europene, japoneze și așa mai departe, chinezești. Și am inclus în sondaj modelele care într-adevăr au impact. Văd că Tesla Model Y nu are niciun vot. Și consider Tesla designul acceptabil, da, deci nu e ceva revoluționar, că așa te aștepți când vorbim de tehnologii revoluționare, te aștepți ca designul să fie revoluționar. Ei bine, nu e. E ok, e frumos.
exterior, iar interior e dezastru. Uitați-vă la clipul care l-a filmat acum câteva zile Automaster Chef, da? Adică pur și simplu spartan rău și mi-au lipit nici măcar tablete numai, mi-au lipit display-ul de 23 de inch sau cât are. Nu e, n-are 23, dar zic eu. L-au lipit acolo pur și simplu în placa aia de plastic. Deci e ridicol. Deci n-are niciun fel de noimă în interior, poate un pic exterior, așa că chiar agrez cu voi pe chestia asta. Pandalicius în bine a venit pe chat, se discută în America, California au fost cei care au susținut că va deveni lege, se discută încă legea, nu e votată, sunt doar niște amendamente, dacă nu mă înșel, dar la nivel federal, la nivel național, încă nu e nimic bătut în cuie. Doar se discută, dar după cum merg lucrurile în state privind electricile, nicio șansă, zic eu. Au făcut câteva gafe ambasadorii și exponenții industriei și promotorii industriei monumentale, inclusiv oameni cheie, cum ar fi ministrul energiei și așa mai departe, în câteva întâlniri în fața Congresului sau în câteva apariții în fața Congresului, în care au dat o gard, de gard rău de tot. La chestii banale, întrebări de genul care va fi costurile pentru economia americană să trecem full electric până în 2000, sau mă rog, zero carbon până în 2035. N-au știut să răspundă. Bun. Cu cât de fapt vom diminua nivelul de carbon, de dioxid de carbon din atmosferă global, dacă noi trecem la electrice. N-au știut să răspundă. Multe întrebări. E sustenabilă industria? Adică avem materii prime ca să într-adevăr să trecem pe producția de, adică să echipăm toți americanii cu electrice, da? Avem resurse pentru să le construim, da? Să construim baterii și așa mai departe. N-avea un răspuns. Va fi sistemul nostru energetic național capabil să susțină sute de milioane de mașini electrice dacă am trece full electric? N-au știut să răspundă. Deci, întrebări cheie care n-au putut fi răspunse, n-au putut avea un răspuns clar. Și mai mult vedem acum în primul ăsta trimestru al anului 2024 că toate marile companii americane pur și simplu au parcările pline de electrice. Nu se vând. Ford a oprit producția, General Motors a oprit producția, Tesla n-a oprit producția, dar are 45.000 de mașini care stau în parcare, nu le cumpără nimeni. Cu toate discounturile care le oferă, zero barat. Toyota nu le cumpără nimeni. Deci, grav, grav ce se întâmplă acolo. Deci de-aia zic, nu cred că se va implementa în state. Corect, Kate. Da, exact. Iubesc tehnologia, sunt un avantgardist, sunt un om, uite, la 50 de ani, eu încă mă mișc în mediul ăsta online al tineretului și n-am nicio problemă, sunt confortabil, accept orice, învăț orice, dar nu-mi impune treaba. Things e super minimalistă, exact. Și nu numai că e minimalistă, că bun, hai că înțeleg designul și asta, dar e nepractic. Adică doi oameni care au avut mașini la viața lor, Robert și Masterchef, da? Le-au trebuit minute în șir ca să poată să-și dea seama cum se pleacă în față și în spate. Deci e ridicol. Comenzile principale de semnalizare, de lumini, de cutare, chiar și contact, buton de contact, să o pornești, ar trebui să fie pentru toată, adică cel mai înzestrat așa către tehnologie să le poată opera, mai ales în situații de urgență, pentru că noi știm, cei care am urmat cursuri tactice și așa mai departe, că în situațiile în care ființa umană este supusă unui stres din diferite motive, toate capabilitățile astea finuțe, motorii dispar și treci la brutalitate, la chestii brute. Ori dacă ești într-o situație de urgență și tu trebuie să dai tot felul de să manevrezi, păi trebuie să fii un din ăsta, de un adolescent care așa îi fac mânuțele pe o tabletă ca să poți opera rapid, ultra rapid, în secunde. Ceea ce nu-i cazul.
Dacă mai vorbim că ai mâinile umede sau ai mănuși sau un milion de situații care se pot întâlni, nu, în viața de zi cu zi. Nu, e ridicol ce se întâmplă cu designul la interior al Teslei. Și se vede clar, n-ați votat unul dintre voi, dragilor, pentru Tesla. De acord că Porsche are cele mai frumoase mașini electrice. Corect, are, și n-am pus Porsche pentru că deja și mai sunt mașini electrice care intră în categoria de avioane. De aia nu le-am pus. Am zis, hai să le luăm pe astea mai accesibile, deși la 80.000 și 100.000 cât e un EQ Mercedes sau un e-tron, mai ales Q6-le, bate către 80.000. Nu prea mai accesibilă. Da, viața pe patru roți, total de acord. Laguna Blue, hai să stabilim o chestie. Că nu cunosc eu sau oricine o speță, asta înseamnă că nu cunosc sau că sunt nepregătit sau că nu... Și a dezinforma e total altceva. A dezinforma înseamnă când vădit efectiv, premeditat, cineva îți dă o informație falsă cu un scop precis. Da? Aia e dezinformare. Tu dacă mă acuzi de dezinformare, prima oară primești un bloc, da? Dacă mai faci o dată faza asta. Doi, informează-te tu ce înseamnă dezinformare. Eu nu am niciun interes să promovez un brand sau altul în Statele Unite. Deci, cade faza de dezinformare. În al doilea lucru, s-ar putea să nu știu, da? Deci, premeditarea și programarea unei informații false cu un scop anume, toate elementele astea nu se întâlnesc în cazul meu, ca să-mi spui că dezinformez. În al doilea rând, că ai o cunoștință tu, un cumnat al un prieten, al nu știu care are un Fiat, ce înseamnă chestia asta? Că s-a vândut Fiatul respectiv, poate și l-a dus din state, din Mexic sau din Europa. Nu înseamnă că se vând, da? Și plus, ai tu o cunoștință. Păi, ok, aia nu spune nimic. Fotografie, videoclip și așa mai departe, care demonstrează că acel Fiat și Alfa Romeo s-au cumpărat efectiv de la un dealer din state. Nu de toys. Că există dealere de toys din astea care se aduc mașini exotice. Da, se aduce, nu știu, Manhidra din India, dacă tu vrei. Dar nu înseamnă că se vinde printr-o rețea francizabilă de dealere. Da? Da, corect, Raul. Corect. Păi sunt tot felul de subvenții, incentive, să zic în engleză. Dealerii acum se cam bat pe clienții care ies din electrice, pentru că foarte mulți au început să iasă din electrice, pentru că nu mai cumpără electrice. Și au început să se bată mult clasicii, deci producătorii clasici, să se bată pe electrice. Adică pe clienții care nu o să mai cumpere și nu mai cumpără electrice. Și așa că e un pic de competiție pentru market share-ul ăsta. Da, corect, Savu. Și fără îndoială va fi una din modalitățile de control asupra maselor, viața pe patru roți, pentru că am văzut din nou, din clipul lui Mihai. Ionina, am știut chestia asta, nu poți să alimentezi o Tesla fără să n-ai card. Deci cash nu poți să plătești. Trebuie să intri pe aplicația, îți presupune un telefon. Deci practic ești conectat total și nu va fi o chestiune de timp până când va spune că și telefonul ăla, de fapt, ca să te poți loga pe telefon, îți trebuie o scanare retinală, îți trebuie nu mai știu ce, îți trebuie și ajungem la faza care vorbeam noi duminică, de răpire și de cashless society, da? Deci e o formă de control. Fie acum, eu sunt convins că Tesla, deși Rusty Musk, cum îi zic ăștia prin state, pentru că Cybertruck a început să ruginească, el, deși e un avantgardist și se gândește la multe, inginerii lui nu ăsta a fost scopul. Scopul e să facă, cum să reducă costurile, da? Cum să facă să te țină în cloud-ul lor, costuri reduse și așa mai departe,
ca să nu poți, să nu mai poți ieși din universul ăsta Tesla. A intrat tot în el, acolo a rămas. Și să reducă costurile. De-aia și, și minimalistă în interior. Nu cred că chiar îi pasă, le pasă lor de ergonomice și așa prea tare. Corect, Savu, exact, exact. Avalstor, neața, dragule, mă bucur să te văd. Laguna Blue. Toți de pe chat-ul ăsta și de pe YouTube nu știm 100% nimic. 100%, da? Îs păreri, îs opinii, îs dezbateri. E entertainment, da? Deci n-ai cum să cunoști toate lucrurile. Dacă tu crezi că se vând mașini taile în SUA, asta e, ok. Ești liber să crezi ce dorești. Exact, viața pe patru roți. Deci trebuie să te facă să te simți bine în mașină. Eu și acum și noi toți suntem îndrăgostiți de modele care au avut experiență prima dată, mai ales în anii copilăriei sau adolescenței, pentru că ne făcea să ne simțim wow. Adică e sentimentul ăla de a fi într-o mașină, de a conduce o mașină, care ni s-a întipărit genetic de-a lungul a generației de oameni care ne-am născut în era asta auto, da? Și nu poți să-l ștergi cu buretele dintr-o dată, doar că 4-5 vizionari văd lucrurile altfel. Da, Ciprian, corect. Numai din nou, există posibilitate, poate se vând la o scară, cum am zis, artizanală sau cum zic ei, toy store-uri, da, sunt dealere de toys în care ți aduce ce vrei. Eu mă duceam nu numai în mașini. Eu aveam câteva magazine rusești. Ciudat. Nu-i spuneți lui Mihai. Acolo în zona mea unde mă duceam și îmi cumpăram conserve de costiță cu fasole din România, da? Deci aduceau ciudățeni din astea, exotice, pentru românii care erau acolo și le plăceau să mai experimenteze gustul de costiță cu fasole din conserve, adică al conserve românești, da? Ce și îl cumpărai? Și da, tricouri din România și așa mai departe. Înseamnă că există un export pus la punct de conserve de fasole în Statele Unite a unor firme din România? Nu! Înseamnă că un cetățean a zburat cu avionul și a umplut sacoșa de conserve de fasole și a zburat apoi în Statele Unite pe baza unei licențe de astfel de, că era produs alimentar, nu? De mic, de, nu știu exact cum se numește, de comerț din ăsta artizanal. Dacă nu trece prin filtrele Ministerului Agriculturii, al alimentației și așa mai departe, ca în cazul în care importi ceva la scară largă. Așa e și situația cu dealerele astea. Poate au apărut între timp. Deci Florida, de exemplu, este statul cu cele mai mari și mai numeroase dealere, da, din America, datorită climei. Chiar dacă nu e populație în Florida la fel de mult ca în alte state, trece state din nord, dealerii s-au dezvoltat în Florida pentru că lumea vine în Florida efectiv să-și cumpere mașini. Vii un pic în vacanță și între timp îți cumperi și o mașină. De ce? Pentru că nu ai rugină. Dar n-ai sare, n-ai nimic. E ca în statele noastre din Europa care sunt în jurul Mediteranei. Deci poți să numești Florida epicentrul industriei auto în materie de dealere din state. Și eu am străbătut Florida lung și în lat. În toate părțile. Nu am văzut o rețea de dealere de mașini italiene. Punct. Doar dacă se vindeau la nivelul de care am spus, în dealere multibrand sau în toy store de genul ăsta. Asta a fost acum 8, 9, 10 ani. Poate lucrurile s-au schimbat, dar am o mare îndoială. Raul, ia ambigul rău. Ia ambigul rău. Adrian Indreica, hai noroc, dragule. Deci el, vorbim de Maschi, el e un geniu în viziuni. Numai că, dacă ar fi să fac o analiză a întregului personaj, a întregului
a persoanei lui se compară mult cu Hughes, da? Unul din cei mai mari pionieri americani, cei mai mari inventatori, care a inventat foarte multe sateliți și așa mai departe, multe tehnologii. Numai că Howard Hughes, el însăși era un inginer care cu propriile mâini participa la construcția și la dezvoltarea tehnologiilor pe care el le inventa. Da? Elon Musk nu este nimic de chestiile astea. Este doar un tip care a dat un tun cu PayPal-ul. Și el emană și emite viziuni de genul ăsta, dar sunt inginerii lui care încearcă să le pună în practică și de cele mai multe ori o dau de gard. Pentru că dă termene, vorbește de chestii care pur și simplu nu au nicio legătură cu realitatea. Asta e o discuție. Pe partea cealaltă, nu știu dacă ați observat legătura între dispariția programelor spațiale americane de a pune navete pe orbită, da? Și avântul pe care l-a luat compania SpaceX. Ce ne spune nouă chestia asta? Că din anumite motive, NASA n-a mai dezvoltat programele publice spațiale, da? Unde este, toate programele astea sunt finanțate prin niște hotărâri ale Congresului American, da? Și a început să se dezvolte simultan o industrie privată, o firmă privată, unde cu fluxul ăsta al banilor nu mai este sub atentul scrutin al instituțiilor americane federale. Deci o grămadă de materie cenușie s-a mutat din programele spațiale NASA la SpaceX. Nu Elon Musk. Deci el se pare că e doar un... asistă la chestia asta, ca să nu spun pion, da? Deci sunt niște chestii care îs la nivelul conspirațiilor, teoriilor conspirațiilor, dar în același timp le vedem cu ochii. Deci el nu e chiar atât de zen cum se dă pe platforme și așa mai departe. Îs alții în spatele lui care dezvoltă chestiile astea, care implementează chestiile astea, care vin cu idei din astea inovatoare și el, bineînțeles, poate le mai ia de la ei, poate le are pe alea proprii ale lui, dar alea proprii ale lui, cum am spus, cam nu se împlinesc. Cam... Valentin Isac, bine ai venit pe live! Uite, bună! Mulțumim de informație! FMFM, mânci conserve. Băi, mie îmi plac conservele, sincer. Deci mie chiar că îmi plac conservele. Se pot aduce mașini la comandă și se pot chiar... Deci, depinde de stat. Cel puțin în Florida, acum să nu... unde e laguna? Vorbesc din cărți, dacă nu am experiență directă, dar nu am văzut mașini și am văzut mașini cu semnalizări portocalii, am văzut mașini cu semnalizări normale, adică roșii, modele europene, dar venite din Europa, dar adaptate Statelor Unite. Eu, de exemplu, niciodată n-am oprit un conducător auto, da? Să mă iau de faza că e roșu sau portocalie semnalizarea. Deci, pur și simplu, nu există nivelul ăsta de tehnicalitate, nici de aplicare a legii și pentru că nici măcar nu există ITP, da? Nici din partea autorităților care se ocupă cu matricularea mașinilor în state, sau cel puțin în Florida, hai să nu zic state. Probabil că sunt anumite state cum e California, care sunt mai rigide, zic eu, da, sau mai bine zic, ziceam, că văd că nu sunt rigide cu vehicule autonome. Waymo, compania, are vehicule autonome peste tot și merg alea încălcând lege după lege. Da? Și văd că nu mai au probleme cu ele. Inclusiv Tesla, de care vorbeam, al lui Mihai, din multe puncte de vedere legale, e ilegală. E ilegală. Există, de exemplu, din nou, în Florida, eu sunt un fost polițist, da? Există paragrafe din legea Floridei în care îți spune că tu, ca și conducător auto, înainte de a pleca de pe loc, trebuie să-ți ajustezi toate manetele de control în așa fel încât să ai control de plin asupra vehiculului. Pe care manete de control? Că n-are. Dacă n-are manete de control, în cazul, de exemplu, ești o persoană cu dizabilități, exact cum am vorbit de chestia asta, tu ar trebui să mergi la un shop care să adapteze mașina
pentru a avea la dispoziție comenzi dacă în caz ești o persoană cu dizabilități fizice și vrei să conduci. Păi înseamnă că Tesla aia care a condus-o Mihai cu Robert ar trebui adaptată total. Da? Deci asta a fost un pic de paranteză. Deci da, se pot aduce mașini cu specificații pentru SUA, pentru că există, dar sunt prin filiera asta, cum a zis, exact ca și în cazul conservelor. Nu există rețea de dealere Fiat. Eu n-am văzut rețea de dealere Fiat în Florida, nici în state. Nici de alte branduri, în afară de brandurile italiene de supersport, da? Lamborghini, Ferrari. Dar și astea sunt parte din, deci din nou, sunt parte din dealere multibrand. Deci unde vezi Bentley și mai vezi și așa, dealer de lux, vezi și Ferrari, vezi și Lamborghini. Ar chiar ar trebui să caut, uite, să caut pe net să văd dacă există vreun dealer în Florida de Ferrari pur sau de Lamborghini pur sau de Maserati pur. Maserati există, sigur, că știu că există. Chiar aveam unul lângă noi. Dar altfel... Corect, viața pe patru roți. Ghiță von Pixti, întotdeauna, întotdeauna că ne face viața mai interesantă. Exact, Raul, bravo, bine spus. Între vizionar și geniu e mare, mare diferență. Musk e un vizionar. Howard Hughes a fost și vizionar și a fost și geniu. Mare diferență. Normal Christiansen, e o bucată de oțel, da? Un tank care acum au început să se roage de inginerii de la Tesla, să se roage de YouTuber, să nu mai tragă în el, să nu mai dărâme, să nu mai... Că l-au luat gura pe dinainte tot pe maschi al nostru și a spus că e bulletproof, adică e anti-glonț, da? Ok, e anti-glonț, dar n-a specificat... De care glonț, care calibru, deci ce calibru, de la ce distanță? Și ăștia au zis, ok, din moment ce ai specificat, păi hai să-l testăm. Și au luat, chiar dacă vă invit să căutați pe YouTube, au luat, domne, Tesla și au tras în el cu 9 mm, cu 7.62, care e calibru de Kalashnikov, de AK-47. Au tras cu tot felul de glonțe astea, mai calibre mai mari, de Magnum. Apoi au tras și cu calibru 50 caliber, glonțul ăla atâta, de trece prin bloc motor de parcă e unt, și-au tras în Tesla, da, în Cybertruck. Și-au zis, dragilor, nu mai, vă rog frumos, nu mai trați, nu mai l-a abuzat, nu mai ne-a abuzat jucării atât. Americanii nu iubesc Tesla, dragilor. Deci, americanii nu iubesc Tesla și nu sunt... Au fost oarecum, l-au iubit pe cuvânt, da, între ghilimele, pe Musk, pentru că a fost o voce a conservatorismului american în multe chestii, a mai dat peste năsuc unora care o luau o razna cu alte minuni, însă în ultima vreme, dragilor, el dă lecții cam tuturor. Dă lecții Congresului american, dă lecții... Complexul industrial militar american, dă lecții oricărui pe ex, da? Se pricepe și la politică, și la medicină, dă lecții americanilor în viața de zi cu zi, ce ar trebui să mânce, cum ar trebui să se îmbrace, cum ar trebui să meargă, el care nu e american. Deci, dacă eu mă duc acum în America, da, ca emigrant, exact cum am fost, și îmi văd de treaba mea, și după un oarecare timp, ajung să devin, între ghilimele, american cu adevărat, da? Și îmi spun o părere globală despre America, despre american, n-ai nimeni nicio problemă cu chestia asta. Da? Nicio problemă. Dar când repet la nesfârșit același lucru și spun americanului de rând ce să facă și cum să facă cu viața lui, la un moment dat americanul să zică, băi, române, exact cum am face noi dacă ar veni cineva la noi, aici în România, și ar veni, ar sta un an, 2, 3, 4, 5, el fiind străin. Și începe să ne spună după un moment dat, la un moment dat, ne spune, bă, băieți, românilor, așa ar trebui să fie românul, așa ar trebui să facă românul, așa ar trebui românul să facă chestia aia, românul să facă chestia aia. Spune, bă, băiatu, ești cumva român? Nu ești. Păi atunci tași din gură. Sau cel puțin nu mai vom vrea să mai avem de-a face cu el sau să auzim ceva de la omul ăla. Deci cam acolo a ajuns
Musk a ajuns un fel de guru cam în de toate. În același timp în care produsele lui au început să le degard, cel mai elocvent caz fiind marele fiasco din iarna asta, când oamenii au rămas înzăpeziți, nu le-au mai plecat mașinile, li s-au consumat bateriile, n-au putut să le mai încarce, când sunau la customer service nu le răspundea nimeni. Deci în state să nu răspundă la telefon de asistență clienți, la orice companie, e bai mare, e mare bai. Și legal, și vor veni procese civile împotriva lui Tesla serioase de tot vara asta, pentru că s-au coagulat multe, multe împotriva Teslei ca brand și nu știu cum va scoate, acțiunile sunt în cap, mașinile nu se vând. Da, Radu, corect. Corect. Măi, Kate, vio, ce zic eu, îți recomand, bazat pe ce am văzut la Mihai, nu te sui într-o Tesla. Că s-ar putea să nu fii în stare să pleci de pe loc cu ea și nu zic ție, îmi zic și mie. Deci eu, dacă n-am văzut clipul respectiv, vă invit să mergeți pe canalul lui Mihai, să vă uitați la clip. Eu, dacă eram în locul lui Mihai sau Robert, mi-aș fi pierdut răbdarea. Adică să nu fiu în stare, din câteva priviri, să-mi dau seama cum să plec de pe loc. Și am văzut niște comentarii, i-au făcut ce copiteci, bă, nu știți ce e tehnologia? Pe bune? Păi... eu o să vă iau, dragilor, cu mine, într-o experiență virtuală, nu știu dacă live, că n-avem cum, trebuie să avem semnal și așa mai departe, dar o să fac un clip, o să merg la Timișoara, la prietenii mei care au dealere, cu care încă mai am contact și sunt bune relații, și o să facem câteva clipuri despre test drive-uri cu electrice. Sper să vă placă. M-am hotărât. Așa e, Musk. Așa e viața pe patru roți. Bravo, Ghiță! E oportunistul perfect. Deci... unde vede că bate trendul, unde vede că bate nu știu ce, acolo e și el cu părerea. Nu toate, dar da. Da, este un capitalism dus la paroxism, o societate de consum și oriunde se simte că se poate face bani, marile companii apasă pedala de accelerație la maxim în domeniul respectiv. Corect, Radu, corect. Există și companii care încă le pasă de clienți. Nu marile companii, da? Deci nu vorbim de mega corporații multinaționale și deja care transcend granițele americane. Dar există companii care sunt orientate către client, mai ales companiile de ca și la noi, de dimensiune mijlocie spre mică. Marius Andone, bravo, păi povestește-ne un pic despre cum te simți cu Tesla, cum îți place mașina. Deci, din nou, eu nu am o problemă cu tehnologia și cu mașini electrice dacă am fi lăsați să ne alegem organic modele care le vrem. Chiar consider că într-un viitor oarecare să rămână off-road-ele mele de mers pe coclauri, să rămână așa, diesele, Tuareguri, da? Și pentru deplasare prin oraș să ne facem cumpărăturile, să cu tare, da, de ce nu electrică? Nu una de 80.000 de euro, cum e e-tronul, că la banii aia mai bine m-aș lua două de 40.000. Sau, mă rog, m-aș lua una de 40.000 în leasing și cu restul aș face. Bună ziua, Iustina! Pe de altă parte, sunt extrem de scumpe, da? Acum, cum am zis, acum câteva zile am fost un profan în electrice, nu știam mare lucru despre ele. Am început să studiez și pentru live-ul care l-am făcut înainte și pentru live-ul ăsta și vom mai face live-uri, că uite, văd că ne plac. Suntem 175 pe live-ul ăsta, vă apreciez, dragilor, pe toți care v-ați logat, mă bucur enorm de mult. Deci e un subiect, așa cum v-am spus de multe ori pe canal, dacă voi, audiența, dictați tematica canalului, tematica clipurilor și așa mai departe. Deci, împins de chestia asta, am început să studiez. Dar mai ales că la viața mea am avut foarte multe mașini. Cred că proprietatea personală am avut peste 20 de modele de mașini.
pentru că iubeam mașinile și am fost într-o situație în care îmi permiteam să-mi cumpăr mașini, mai ales second în state, iar când am venit în România, datorită conjuncturii în care am fost la o companie mare, am avut leasing-uri, în special Mercedes și Ford, și am tot avut la modele. Deci mie îmi plac mașinile și așa că nu sunt un retrograd. Hai să vedem ce și cu electricile astea, fără să ne fie băgate pe gât. Deci, Marius, exact cum spune și Nea Păun, mașinile electrice, în special Tesla, se pare că sunt pentru oameni care nu sunt deranjați să efectiv să afle mai mult despre model, să experimenteze, cărora le place, care au timp să-și programeze trasee, să facă anumite lucruri și pe care nu-i deranjează chestiile astea. Deci sunt, cum a zis cineva, early adapters, dar în sensul oarecum bun al cuvântului. Că mai există și early adapters care s-ar putea să nu fie super satisfăcuți cu tehnologia pe care au adoptat-o ca și early adapter. Thank you, Raul, apreciez, brother. Din nou, eu îmi place foarte mult designul ăsta de avantgardă pe care l-au electricele, mai ales cele europene. Dom'le, de ce n-au putut să facă același lucru? Vedeți, mergem pe la un... sau mă rog, mergem. Poate unii mergem prin București dacă suntem pe acolo. Sau prin Germania, pe unde au loc dealerile astea, adică autoshow-urile astea de avengură, unde se prezintă modele, se lansează modele noi. Și întotdeauna, sau cei care le urmărim pe YouTube sau la televizor sau pe unde le urmărim, vedem că se lansează în varianta de lansare, băi, e zen, deci se lansează prototipul aproape, cel aproape de final, de varianta finală. Și ne uităm la el, mamă ce mașină, mamă ce mașină. Și apoi când se lansează modelul efectiv ăla cel luăm din fabrică, e o variantă mult, mult domesticită a ceea ce am văzut la autoshow. Așa am pățit eu cu X-Class-ul, cu Mercedes X-Class, că l-am așteptat 2 ani de zile să lanseze Mercedes-ul, să lanseze un pick-up truck, da? Și când am văzut, a știut că nu va fi exact ca la lansarea a prototipului, da? Dar mă gândeam să fie totuși cam pe acolo. Ei bine, a fost total diferit, nu total, dar mult, mult domesticit comparat cu ceea ce a fost prezentat în autoshow. Deci fac chestiile astea cu termicele, da? Se pare că la electrice n-au nicio problemă să lanseze design-urile astea super revoluționare și agresive. Atât în exterior cât și interior. Vedem volane tăiate, stil Formula 1, vedem tot felul de... Deci tot felul de chestii din astea care ni le-am dorit în mașinile termice să apară și n-apar. Greu, adică nu știu dacă vreun model din mașinile clasice în ultima vreme era oarecum similar cu prototipul care l-am văzut la autoshow. Sunt foarte încântat de partea asta, da? Mai ales exterior. Interior, Raul, din nou, singurul board și interior care mi se pare mie ok și chiar zen la o electrică este cel de la e-tron, care se pare că și în interior, chiar dacă au lipit tableta, dar măcar au o tabletă rotundă, mare, frumos, te înconjoară, au și butoane, e separată în diferite sectoare și Toyota BZ, da? BZ. Iar îmi place foarte mult interiorul, deci de mașină futuristică. Restul, AX-ul de la BMW are și el un interior decent, zic eu. Mercedes-ul nu, Volkswagen-ul nu. Foarte bine, Marius. Deci, foarte bine. Asta îmi place. Libertatea să alegem produsul. Te simți bine, Nea, bro? Stimă și respect. Salutare, Cristian.
Daniel, în mare parte, da. Dar, spre deosebire de Navara, ce am observat e o suspensie mai bună, adică mai confortabilă. Rafinament interior nu, n-aș zice rafinament exterior nu. Deci am avut varianta de 250 formatic, da? X-Class. Mare diferență nu e, ai dreptate. Poate un pic, dar și trenul de rulare. Motorul e Renault sau mi-a zis cineva chiar, poate chiar Fiat. Era 250-ul, cutia Nissan. Deci cam da, cam ai dreptate. În schimb, 350-ul, X-Class-ul, e complet german, e complet Mercedes. Motorul, cutia, suspensia, bine, suspensia și la X-Class era Mercedes, nu era Navara. Deci dacă cumva sunteți pasionați de, într-adevăr, de un X-Class, toată lumea recomandă 350-ul și eu la fel. Da, ar fi interesant, Ghiță, corect, total de acord. Corect, Ciprian, am dreptate. Adică ai dreptate, scuze. Exact. Exact, Christiansen. Hai să vedem cum mai stăm cu sondajul. Bă, fii atent că se apropie BMW serios de Audi. Și Tesla, opa, Tesla a ajuns la 5% Tesla. Bravo, Tesla. Modelul Y Tesla e implicat într-un scandal uriaș cu acea miliardară care s-a înecat în Texas, în propriul lac din spatele casei, pur și simplu vorbind de comenzi. Încercând să meargă în față, a comutat pe mersul înapoi. Acum se discută, nu că se discută, poliția a lansat, a emis o declarație prin care se preciza că era și băută, deci a consumat alcool. Deci în loc să meargă în față, a comutat pe spate, bineînțeles fiind foarte puternică mașina, atât de tare a luat-o înapoi încât a sărit peste un parapet, un mal de pământ, a ajuns în lac și apoi, timp de o oră, poliția a încercat să spargă geamurile și a încercat cumva să o scoată din mașină, n-au reușit. Era și frig, februarie, și mașina era la doar aproape 10-20 cm sub, sau maxim jumătate de metru sub apă, pentru că se vedeau polițiștii cum stăteau pe tavanul mașinii și încercau să o scoată pe doamnă din mașină. A durat ceva timp pentru că locația era una în mediul rural, în Texas, care n-ați fost în Texas, așa este, sunt zeci de kilometri, chiar dacă aparțin unui oraș, în interior, în rural. Și de-abia după o oră au venit o companie de tractări. La început n-au vrut să se bage în apă, să prindă cârligul, că spuneau că le frică că vor fi curentați. Deci o grămadă de chestii legate de, și de felul în care Tesla își prezintă produsele, și de nivelul de informare, și de greșeala, bineînțeles, a doamnei respective, a conducătorului auto. În orice caz, procesul civil va fi răsunător. Da? Era una dintre miliardarii proeminenți ai Statelor Unite, cumnata senatorului republican Mitch McConnell, care și încă face parte din grupul republican care se opun dezvoltării accelerate fără niciun fel de studiu de sustenabilitate a industriei EV. Deci cum e mai rău pentru Tesla. S-a încercat o acoperire a incidentului, se zvonește că Tesla a încercat să facă presiune asupra mediei, să nu publice informații asupra poliției, asupra procuraturii, ceea ce în state încerci să faci chestii din astea, ai cam pus-o, ca brand mai ales. Da? Ca persoană fizică n-ai cum să fii găsit responsabil în cazul lui Elon Musk, dar ca brand, mare bai. Chiar și așa, informația a apărut târziu, deci oarecum e dovadă că s-a întâmplat oarece reținere, pentru că s-a întâmplat incidentul în februarie și de-abia în martie au început să apară știri despre așa ceva. Deci Tesla e
Era pe tulburi. Raul, păi nu cred că se va întâmpla chestia asta pentru că deja au apărut vara trecută o grămadă de probleme în California. California tradițional are problemă cu energia electrică și anii trecuți, când era secetă, fără să aibă, mă refer, atât de multe electrice, când era secetă și nu, volumul de apă din bazinele colectoare din jurul, mai ales Los Angelesului, scădeau, în California era raționată energia electrică. Însă vara trecută au probleme majore. Și ei, în America există un sistem energetic național în sensul de conectare, dar în sensul de alocare de resurse, statele decid. Da? Deci statele sunt independente. Și California a cerut ajutor la statele vecine, care au spus, ok, te ajutăm, adică vă ajutăm, vă dăm curent, vă dăm energie electrică, dar mai terminați-o cu Teslele alea. Deci mai terminați-o cu politica asta de accelerare a numărului de mașini a parcului electric care încercați să vi-l măriți. Pentru că nu mai vândăm curent. Vă descurcați atunci. Și deci e o problemă. În California, uite, cei care suntem prin state, dacă avem prieteni, putem suna, se ia, adică există perioade de raționalizare a electricității. Acum. Păi dacă toți californienii trec la electrice. Da, Ghiță, da, deci sunt două situații legale majore pentru Tesla. În primul rând, ce s-a întâmplat asta iarnă, cu foarte mulți posesori în care, la care au rămas blocați în mașină, bateria li s-a terminat, fie au fost păcăliți, au fost induși în eroare de instrumentele de bord care le arătau că mai au baterie și de fapt n-am mai avut. Rețeaua n-a mai funcționat, fie că din datorită gheței, fie că nu se mai puteau încărca din 11.000 de motive. Peste tot, în mare parte, în partea de nord a Statelor Unite, apoi peste chestia asta, serviciul de relații cu clienții n-a mai funcționat deloc, deci nu-ți mai răspundea nimeni la Tesla. Asta era colac peste pupăză. Și a apărut Reuters, am văzut pe YouTube treaba, Reuters a apărut cu un articol, deci nu orice publicație, Reuters, că Tesla efectiv, deci au apărut din ce în ce mai multe zvonuri din partea unui inginer care a lucrat la Tesla, care au confirmat că era o bucată de un element de hardware în Tesla care să indice pe bord că mașina are mai multă baterie decât de fapt avea în realitate. Toți oamenii ăștia, bineînțeles că au început procese civile, dar în momentul în care ai foarte mulți oameni împotriva unei companii mari, se renunță la procesele civile individuale și se comasează toate aceste neajunsuri, toate aceste spețe într-un proces mare, de dimensiuni mare, care se numește Class Action Lawsuit, adică un proces comun împotriva unui brand. Când te lovește ca brand un astfel de proces, e bai cât casa, te poate falimenta. Așa s-a întâmplat, dacă faceți aminte, în domeniul auto, cel mai strigător a fost la Ford, cu explozia aceea a meloperilor Firestone, da? Deci Ford a plătit miliarde de dolari. Bine, acolo a fost vorba și de pierdere de vieți omenești. Aici e vorba doar de una. Deci Tesla nu arată bine. Corect, Rareș, corect. Corect. Și sunt oameni care le-a trecut o grămadă de mașini prin mână. Da? Robert repară mașini, trec mașini prin mână cu sutele de-a lungul carierei lui. La fel și Mihai, doar ne uităm pe canalul lui. Și le-a luat ceva timp să-și dea seama cum se operează acea mașină. Și chiar și așa au plecat nesiguri pe ei la drum. Deci bine, acum argumentul poate să fie ok. Înainte de a te sui într-o Tesla, învață cum să o conduci din partea susținătorilor. E de dezbătut problema.
Dar în orice caz, ca și din punct de vedere al marketingului, nu e de bine. Adică nu e de bine. Exact, Raul. California. California, exact. Exact, Daniel. Deci China e limitată drastic în state cu importurile de EV-uri și nu mai cât fac și ei tam-tam. Tesla Gate, brother, exact. Și airbag-urile japoneze. Deci, exact, Ghiță. Dacă unui producător cu tradiție îi ia atât de mult să dezvolte modelele astea și o dau de gard, da? Uitați-vă la General Motors. În afară de brandurile europene, cam toate au probleme mari. Dar și aici încă nu vedem dedesubturile. Stați că s-ar putea să apară dedesubturile în ceva timp. Deci branduri consacrate care au o tradiție în a dezvolta strategii și metode de a manufactura vehicule, da? Le ia ceva timp și nu le iese datorită unei multitudini de probleme, inclusiv de aprovizionare și așa mai departe. Oarecum unui brand care n-a mai făcut mașini. Tesla face mașini de cât? De 20 de ani. Nu? Și mereu, 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 deci nici măcar nu a stat clasic pe o anumită direcție, ca să zici că acumulează experiență, ci mereu a inovat, mereu a, din punctul de vedere, da, R&D-ul la ei, research and development-ul, e zen. Dar tu, pe de altă parte, tu n-ai avut timp să acumulezi experiență nimic, pentru că tu mereu ai inovat. Cum vei sta tu pe termen lung? Sigur, există argumentul producătorilor chinezi care n-au existat înainte și acum au apărut, dar ca să vedem peste câțiva anișori, când mașinile astea ajung la 3, 4, 5, 6 ani vechime. N-am avut, Daniel, nicio Tesla, așa că nu pot să mă pronunț. Din ce văd ultimul clip din ce l-am văzut la Mihai și la Robert, calitatea este destul de bună, dacă nu chiar foarte bună. Performanțe la fel bine, acolo era de așteptat o mașină electrică cu atâta cai putere și cu arhitectura pe care o are, e logic să fie așa. Dar, da, pentru mulți americani este un subiect de caterincă. Asta e realitatea. Dar nu cred neapărat datorită modelului, ci cât datorită lui Elon Musk. Dacă n-ar fi Elon Musk, cred că lumea ar fi mai blânzi cu Tesla în state, sincer să fiu. Opa, scade tronul dragilor aici pe sondaj. Se apropie BMW-ul rău de tot. Mi-a zis, m-a certat cineva. Bă, nu mai zic BMW, că numai tu zici BMW. Se zice BMW. Ok. BMW AX vine puternic din spate, aproape că se apropie de e-tron. Sincer să fiu, dacă nu ar fi făcut năsucul ăla, nările acelea ale grilei centrale, dacă le-ar fi făcut un pic mai mici, nu atât de grotești, cred că la design extern, cred că l-aș fi pus pe loc întâi. Dar nările alea, năruțele alea, năsucul ăla e parcă prea mult, prea mult. Mercedes săracul. Mercedes a venit cu modelele astea de avantgardă 2000 cât 2000 când a schimb, când au trecut, niciodată nu mă amintesc, deși am avut un A-Class, modelul nou, de când au trecut la nouă la look 2014, 2015 pe acolo sau 2000 pe acolo, 2013. Și au venit cu nou look. A apărut CLA-ul, a apărut A-Class-ul nou. Mercedes a câștigat mult pe partea de design, că înainte erau cam în spatele celorlalți doi mari germani. Acum cu EQ-urile, deci la o mașină de 70, 80 de mii, 100 de mii, 100 și ceva de mii,
câți modele din seria asta EQ, te aștepți la ceva zen pe partea de design. Da? Chiar dacă e electrică. Mașina de 100.000 de euro, parcă vrei să vezi un pic mai mult, exact cum vezi la BMW și la Audi. Am văzut că vin puternic, e în faza de teste G-clasul electric. G-clasul electric, cel puțin din ce văd pe YouTube, arată zen. Dacă aș avea o grămadă de bani pe lumea asta și aș avea să-i întorc cu lopata, mi-aș lua un G-clas electric. Probabil că nu. Raul, da, aș putea. Singura chestie este că astfel de documentare îți cere destul de mult timp, resurse, dacă vrei să faci ca lumea. Ca resursă de informare, ca studiere de ce vrei să prezinți și apoi ca generare de materiale, de content și de editare. Fără niciun fel de garanție că va avea vreun impact. Acum, strategia mea, uite, vă spun vouă, prietenilor mei de pe chat, care este să creștem canalul, și zic creștem exact termenul ăsta vreau să-l folosesc, pentru că suntem împreună în treaba asta, să-l creștem până la o audiență critică de peste vreo 10.000 de urmăritori, care să justifice investiția în timp a mea de a crea astfel de know-how există, tehnologia există, o am, nicio problemă. Doar că necesită, să zicem, un astfel de documentar ar cere cam vreo săptămână de lucru. În primul rând, la editare și la astfel de creieri, nu poți lucra non-stop. Lucrezi câteva ore pe zi, apoi pur și simplu mental ești zăpăcit. Dacă editez, de exemplu, mie m-a luat ca să editez scuze, promo pentru acest live, mi-a luat aproape 20 de minute, da? Să-mi selectez materialele. Apropo, este voie să folosești materiale de pe alte canale în scopurile de, se numește Fair Use Act. Adică când vrei să vorbești despre cineva sau ceva, ai voie să folosești materiale de la ei pentru a arăta audiența despre ce vorbește. Dacă vreau să vorbesc despre BMW, în limita bunului simț, am voie să iau materiale de la BMW ca să folosesc pentru a povesti vouă despre BMW. La fel și ei, dacă vreau să povestească despre mine, despre Cosmin Odorescu, au voie să ia din materialele mele ca să povestească despre mine. E, deci cam acolo este nivelul de timp de care ai nevoie pentru a edita 30 de secunde de promo, 30 de secunde de content final. Deci ca să faci un documentar de o oră, deci în fiecare zi, dacă lucrezi 3-4 ore, 5 ore dacă chiar împingi lucrurile, ai nevoie de câteva zile bune de editare a unui astfel de documentar. Și apoi mai ai nevoie de o zi, două de documentare ca să știi ce vorbești, ca să nu spună la guna că iară vorbesc aiurea. Mersi, Iulian! Editarea, am ajuns la un nivel de editare la care editez foarte repede. Am și niște scule beton, Mac Studio Ultra cu o grămadă de coruri. E o stație grafică, de fapt, nu mai e un computer. E mai multe computere în unul, da? Care toate tranzițiile care le fac eu și toate efectele speciale care le vedeți, text și le randează, adică le procesează foarte, foarte repede. Ceea ce este foarte important pentru că tu vrei pe măsură ce editezi să vezi rezultatul editării. Aia de fapt îți dă rapiditate la editare. Dacă tu editezi ceva acum și apoi dau play să văd ce am editat și stă și se învârte rotița acolo, păi numai bine până s-a terminat randarea și eu văd ce am editat, mi-am pierdut șirul ideii. Așa că ai nevoie de un supercomputer, ai nevoie de toate jucăriile astea ca să-ți facă rapidă munca asta, ca să vezi rezultatele și ca să aibă logică povestea, storyline-ul. Da? Și cum zice Iulian, dacă mai ești pe cineva în background care te inspiră, ești ok. Deci eu am ajuns la destul de repede să pot face chestiile astea, dar chiar și așa, un documentar de unul singur, one man show, îți ia cam ceva timp. De obicei, la astfel de proiecte lucrează 2-3 editori. Este un master editor care asamblează videoclipul final,
dar sunt 2-3 care îi prepară ca la bucătărie, îi prepară materialele. Unul face tăieturile, cut-urile, altul eventual face tranzițiile, textele și așa mai departe și cel final le pune împreună. O, deci, Cristian, aici ai atins o coadă sensibilă de a mea. Mașina fără suflet. Exact așa e. De fapt, BMW are o reclamă foarte, foarte faină, exact când au lansat seria asta de iX, acum 3 ani, dacă nu mă înșel, 2 ani jumate, în care ia toate comentariile astea negative de pe Facebook și se introduce în reclamă. Chiar vă invit să o vedeți, poate chiar vă găsesc, nu știu dacă puteți să accesați link-ul de aici, în care toate comentariile astea, inclusiv cele legate de fără suflet, le ia și le oarecum le reinterpretează, ca să nu zic combate, în felul în care prezintă modelul. Foarte inteligentă parte de marketing la ei. Deci BMW stă bine. Stă bine la marketing. Foarte bine chiar. Dintre toate site-urile din România care sunt prezentate EV-urile, BMW, am făcut ieri un live, stă cel mai bine pe partea asta. Deci chiar, chiar își fac treaba bine tot. Neapăun, nu cred că Neapăun e mare fan Tesla, sincer să fiu, dacă la asta te referi, Raul. El e fan electrice, dar nu Tesla. Și a fost și el frustrat, vădit frustrat, în live-ul de aseară, da, spun bine, nu știu cum să-i spunem, bizanterie, chestiile alea bizare care le-am văzut în interiorul Teslei, condusă de Mihai și de Robert. Din nou, faptul că nu ai comenzi sau dacă le ai. Spunea cineva că sunt undeva sub nu știu pe unde. Păi, fraților, eu nu stau să mă uit sub bord și pe unde or fi să mă scarpin, pe unde să găsesc butoanele elementare, nu? De semnalizare, de. Deci, ne-a pe un. Păi, dacă vreau să-l flashuiesc, spun. Păi, n-ai voie, spunea mie. Nu contează să-mi dau flash la unul. A, scuze, Raul. Eu de obicei iau câte o chestie și așa bat câmpii. Da, la G-Class Electric. Da, e o mașină foarte, 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 cum să zic, interesant că iau modele clasice care reprezintă apogeul tehnologiei brandului respectiv și dau chestia asta electrică. E o strategie care, cel puțin la Ford, s-a întors împotriva lor ca un bumerang. Bine, Ford a făcut multe greșeli cu multe modele, dar au luat GT-ul, când spui Ford Mustang GT din start, înseamnă un muscle car american pe benzină cu V8 și așa mai departe, l-ai pus în model la Mac, care nici măcar ca formă nu mai avea niciun fel de conexie cu trecutul, electric, da? Și l-ai prezentat ca marea creație și a dat-o de bară de tot, că lumea le s-a suit în cap. Pe faza aia cu. Puteau să-l numească orice altceva, numai nu GT. Deci modelul oricum era greșit abordat și apoi l-ai făcut și electric, numai bine l-ai omorât de tot. O mașină trebuie să transmită un feeling corect. Noi am fost programați deja genetic, datorită generațiilor de oameni care au trăit în era auto, să avem o relație specială cu mașinile. De-aia ne și place subiectul. Indiferent din ce sferă venim, socială, profesională și așa mai departe, mașinile e ceva care e o chestie cam universală. Foarte rar am întâlnit oameni să nu le placă mașinile sau să nu intereseze deloc mașinile. So, e o relație personală pe care noi le avem o relație personală pe care noi avem cu mașinile și electricele. Iar nu stau, au rămas adică îs în urmă la chestia asta. Va fi vreodată situația în care da, sunt convins că noile generații ușor, ușor, dacă ăsta e trendul, se vor adapta. Exact, Daniel. Da, e o mașină cult.
Asta și asta e un alt aspect, exact, Ghiță. Deci nu mai vezi craftsmanship-ul ăla teutonic, da? Deci dedicarea, atenția la detalii, deși nu sunt convins că există, dacă îmi pui plastic și fibre de carbon și panouri și tablete și le lipești peste tot. Corect, Raul. Hai să vedem ce mai face sondajul. Rămâne e-tronul acolo în frunte. Crește Tesla, modelul Y. Bravo, Tesla. Bravo, Tesla! Deci eu zic că lucrurile, după cum se arată, intră pe făgașul normal. Cred că se va mișca către o creștere organică a electricilor. Se vor renunța la multe dintre timeline-urile astea care au fost scoase din burtică, zic eu. Și le vom avea pentru o bună parte a vieții noastre, a celor care suntem aici, până la răpire, le vom avea simultan și termice și electrice. Ceea ce exact este lucru de dorit. Corect, Pandalicius. Chiar dacă ar fi pusă infrastructura la punct, dacă mâine toți românii am avea electrice, să ne dea gratis cineva. Să vină maschi să zică, bă băieți, ne place de voi la nebunie, luați Tesla de aici. Și ne vom trezi cu un parc auto, nu știu cât e parc auto al nostru român. 5 milioane de mașini sau cât o fi. Pur și simplu nu ne vom permite să le mai alimentăm, pentru că costurile kilowattului vor fi mai mari decât costurile să le alimentăm combustibil. Chiar dacă am avea rețeaua, chiar dacă am avea capacitate financiară să ne cumpărăm, chiar dacă am avea tot ce trebuie, vor împinge costurile energiei electrice uriaș. Sau trecem la varianta aialaltă în care toată lumea își pune panouri și le alimentăm acasă și ne mulțumim cu limitările care ți se impun alimentându-le acasă, da? Da, Audi, viața pe patru roți. Audi se pare că chiar, virgulă, și la electrice are personalitate. Adică nu se uită în stânga și în dreapta. Ei își văd de calea lor cum și-au văzut întotdeauna, de la primele modele. De fapt, cam toate modelele germane, cele trei mari, cam au chestia asta. Ei nu se prea uită în stânga și în dreapta, ei își văd de treaba lor. Dar parcă Audi sunt cei mai buni la chestia asta. Chiar de multe ori lasă un pic în urmă pe frații din grupul VAG, da? Și ca design, și ca tehnologie, și ca mereu sunt, mereu parcă sunt cu un picior în față. Nu mult, dar un pic acolo, în fața celorlalți. Și o altă chestie care îmi place mie la Audi, acum poate mă înșel, dar și ar fi fost fain să-l avem pe Mihai cu noi sau pe toți care vă pricepeți. Nu prea împrumută trenuri de rurale, rulare și motoare de pe la alții. Cum am spus, eu am avut X-Class-ul meu care am dat nu puțin pe el, leasing mă refer, cu motor de Renault. Deci nu știu dacă Audi, pe modele Audi, vedem tehnologie din asta hibridă.
adică și cu alte branduri. Sunt convins că, deci nu mă refer la componente și la subansamble, pompă de nu știu care, de injecție Bosch, sigur că aia este, e ok, dar mă refer la motoare și la cutia de transmisie. Da, Ghiță, corect. Ia uzi, Dani, n-aș știu că-ți așa mult în Cluj. Da, Adrian, da. Raul! Da, Raul. Cristian, hai să ne uităm la Renault Scenic electric. Să vedem cum arată. Da, da, da. Chiar da. Chiar da. Să nu mă audă careva, care trebuie să mă audă, dar chiar îmi place. Îmi place, îmi place, îmi place și nu arată rău nici înăuntru. Chiar dacă are lipită tableta aia acolo, măcar faptul că au pus-o la un unghi, care curbatura aia, cum se zice, scuze, zic într-o loc din engleză, curvature, nu e atât de plasc cu tableta pe bord. Bună, bună mențiune, dragule. Deci Renault Scenic chiar atât bine. Bine, mai sunt și Toyota. Chiar atât bine. Chiar atât bine, dragule. Aduce pe alocuri cu cu Bigster, nu cu Dusterul. Dar asta e. E aceeași vedere acolo, aceeași viziune. Sincer, eu sunt, de-aia nici nu prea vorbesc de franceze, că nu prea cunosc mașinile. Niciodată nu am fost un mare fan al... Deci nu că n-am fost al mașinilor franceze, am fost fan mașinilor germane, simplu, cei trei mari și grei. Cu Wagon în frunte. Prima mea mașină, așa cum v-am spus, a fost, de care m-am îndrăgostit iremediabil, era Audi 80. Și nu prea ne întoarcem la ce spunea Laguna Blue. V-aș dezinforma. Așa că de-aia nu prea mă uit, nu prea s-a tras, dar chiar arată bine Scenicul. Ziua bună! Corect, Cristian. Pandalicius. Din păcate, cred că spre asta ne îndreptăm. Da, deci Audi a dezvoltat tech serios de-a lungul anilor. A, uite, viața patru roți. Asta e un detaliu pe care nu știam. Da. Da, și în state a fost o nebunie la un moment dat cu aeropturile.
acum, din ce văd, deși eu am plecat, nu mai sunt pe stradă acolo, dar din ce mă uit pe YouTube, ce văd pe la unii, pe la alții, nu neapărat de ăștia YouTuber din lumea auto, ci în general, care vorbesc despre anumite lucruri despre viața din state, se pare că un pic intrat într-un con de umbră. Hai să dăm Renault 5, dragule. Băi, pentru o mașină micuță arată bine. Chiar arată bine, bro. Chiar arată super bine. La noi aici pe Clisură, bineînțeles că regele regilor în materie de Renault era Fuego. Renault Fuego era zen. Dacă aveai Fuego, erai cel mai tare. Toate pariurile unde îl parcai erau ieșea lumea afară în jurul fuego-ului. Da, Daniel. Deci, exact. Deci, vezi, poate că asta ar fi o idee să iei modele tradiționale și cu foarte, foarte bun simț să lucrezi la design și aș rămâne chiar și pe interior, chiar dacă e electric. Aș readapta interiorul exact cum au făcut americanii cu modelele reînviate vechi, cu Mustang-ul, da? Cu Camaro, cu Challenger-ul, cu Charger-ul, care și-au păstrat, deși modernizat și rotunjit și adaptat nu designului modern, dar au păstrat aceleași linii ale retro, ale trecutului. Zic eu că dacă ar face și cu electricele la fel, deci să-l reînvii și oarecum și interior și în exterior să păstrezi personalitatea și identitatea vizuală, adică cineva când se uită să știe că mașina a derivat sau s-a născut din clasicul 5 sau orice alt model. Ai o șansă mai mare decât cu un model complet nou. Da, deci erau, pentru că dacă erai un pic mai dinamic așa ca persoană și un pic mai cu bănuți în vremurile respective, nu cu mulți, că dacă era cu mulți te duceai câte un german, câte un cupé german sau ceva. Deci nu ți permiteai un cupé german, dar vroiai să fii un pic mai chic, Fuego era opțiunea cealaltă. Și mai era Calibra, dar Calibra era rare, Opel Calibra. Crește Tesla, mai un pic și ajunge Mercedes-ul în sondaj. Vă mulțumesc, dragilor, pentru vot. Ai mare dreptate, Daniel. Și o mare greșeală. O mare, mare greșeală. Greșeala care a făcut-o clasică cu chestia asta a fost Mercedes X-Class, deși acolo nu e vorba de un model din trecut, pentru că nu exista un pickup truck Mercedes, dar referitor la faptul că de multe ori dau de gard cu marketing, deși întreb, băi, oamenii ăștia cu ața bani, păi nu pot angaja o echipă de marketing serioasă care nu care gândește și le fac avioane, că aia e normal că au așa ceva, dar care să-i pună mai în contact cu clienții, nu? Am mai vorbit o dată cu o altă ocazie. În momentul în care noi toți fanii Mercedes, eu am ajuns fan datorită faptului că
am avut, cum am zis, colaboram cu Casa Auto din Timișoara și am luat de la ei mașini, leasing. Și când am auzit că vin cu un pick-up truck, da, băi, primul pick-up truck Mercedes, da, și în afară de Amarok, al doilea pick-up truck european, de la brandurile germane, am fost super încântați. Și am participat destul de mult pe forumuri și pe tot felul de, pe forum era pe atunci, dar și pe, și pe anumite pagini de Facebook, pe grupuri, oferindu-ne feedback-ul foarte mulți. Dom'le, dacă îl faceți așa și așa și așa, noi suntem în stare să plătim prețul premium pe care Mercedes îl merită pentru un astfel de pick-up truck. Deci au avut enorm de mult feedback. Era de fapt feedback și la feedback-ul celor care dădeau astfel de feedback-ul. Spun, da, domne, faceți-l avion și noi îl cumpărăm. Deci de la, și mă refer și grupuri din Germania, și grupuri din state, și grupuri, nu mai vorbesc, grupuri din peste tot din Europa, din UK mai ales. Deci au avut un feedback extraordinar de pozitiv că lumea își dorește și e gata pentru un pick-up truck Mercedes, dar să fie Mercedes, așa cum trebuie. Ce au făcut ei? Ca și Elon Musk, au apucat să promită un deadline 2018 al lansării oficiale pe piață. Ce cred că s-a întâmplat e, cred că nu și-au dat seama că nu pot să respecte acel deadline pe care ei însuși și l-au pus. Și-au dat, cred că aia s-a întâmplat. Și atunci au, sau poate de la început s-au gândit la chestia asta. Și atunci au apelat la Navara. Și au venit cu X-ul 250, varianta mult domolită, cum spuneam, a ceea ce am văzut în Auto Show, un Navara cu o emisiune de Mercedes, da? Deci o dezamăgire totală pentru noi toți fanii care am așteptat așa ceva. Eu, de exemplu, fiind un oarecum un mercenar, un samsar al leasingurilor, mie nu m-a afectat, pentru că mă gândeam, băi, brand Mercedes, ok, e Navara, dar își va păstra valoarea de piață, îl voi vinde la buyback și voi acum voi rămâne și voi vorbi despre, apropo, o notă, voi vorbi despre cum putem să ne jonglăm cu leasingurile, mai ales în România și în anumite țări, ca să mereu să avem mașini noi, fără să mai scoatem bani din buzunar după ce am pornit deja un leasing. Foarte interesantă treabă, o să vorbesc despre chestia asta. Multe detalii, dar cred că o să ajute pe mulți dintre noi. Așa, deci eu am văzut partea financiară a întregii situații. N-am văzut de sentimental afectat. Dar a fost prima mare greșeală de marketing al lui Mercedes și de toate, și de logistică și toate cele. Apoi când și-au dat seama, nu că și-au dat seama, normal că era în lucru 350 care era pur Mercedes, când l-au lansat, normal că datorită reticenței pe care au creat-o ei însăși, n-au făcut un marketing agresiv la modelul 350. Dom'le, trebuia să vi ziți, ăsta este, uitați, ați vrut pur Mercedes? Avem o mașină pur Mercedes, care face și drege. Foarte, foarte slab marketingul la 350. De fapt, le-am făcut noi marketing mai mult privații, pe grupuri, exact cum faci la Tuareguri acum, da? Vorbind despre el, lăudându-l și așa mai departe, decât a făcut Mercedes în sine. Tocmai probabil pentru că poate nu vreau să-și canibalizeze modelul mai micuț, 250. Deși mașinile sunt identice, doar era diferită motorizarea și cutia de viteză. Și apoi a început pandemia și ce au făcut? Au oprit producția complet. Au zis că au vândut doar 30 ceva de mii. Nici măcar n-au dat timp modelului să se maturizeze, da? Când am vândut 250, când l-am dat la buyback, deci, dragii mei, mașina s-a apreciat în 3 ani de zile. S-a apreciat. Bine, datorită faptul că am luat și la discount mare, program de flotă și așa mai departe. Dar vă dați seama, când și-au dat seama fanii că, băi, nu vom mai avea X clasuri, a revenit apetitul pentru brand, pentru model. Dar Mercedes a dat-o de gard din toate punctele de vedere cu partea de marketing. Aș spune eu că la fel a dat-o de gard și Volkswagen cu Touareg în America, nepromovându-l ca și off-roader. O mare greșeală. Probabil că au făcut-o ca să, nu probabil, mă sigur au făcut-o ca să nu canibalizeze Cayenne-ul, dar fac marele companii cu toate resursele pe care le au, toți banii pe care le au, se pare că fac greșeli, pentru că nu stau de vorbă cu consumatorii, simplu. Orice mare
echipă de marketing din departamentul lor de marketing, dacă s-ar fi uitat pe forum, dacă ar fi citit comentarii, dacă ar fi ascultat la ce le spunea lumea, eu cred că era un model de succes. Oh, Opel Manta era avion în viața pe patru roți. Da, Raul, de acord. De acord, Rareș. Ovidiu Lascu, bună! Și se întâmplă și la, se întâmplă și la branduri din astea nu din lumea auto. O văd la Panasonic, o văd la Canon, o văd la Nikon. Alte branduri cu care eu sunt foarte familiar din lumea media, nu? De aparate digitale. O văd la Apple. Revenind la lumea auto, păi a renunțat la întregul proiect de mașină electrică, de mașini electrice Apple. Întrebarea mea de profan, la ce s-a și apucat? Adică, ce credeai? Că o să vii Apple și o să faci o jucărie electrică, o jucărie de 3 tone electrică, da? Ca și Tesla, model experimental, care n-ai experiență, zero experiență în a face mașini, îi pui mărul pe capotă și lumea o va cumpăra la 80.000 cât vei cere pe ea. Și apoi, după 10 ani aproape și miliarde de dolari investiți, au dat afară aproape 2.000 de oameni și au buctat proiectul. Acum se apucă să facă roboței. În loc să upgradeze telefonul ăsta la care ne uităm, că de ultimele modele, cam incremental e tehnologia care apare, care evoluționară. Până acum ar fi trebuit să fie holografic, ar trebui să, nu știu, să tai cu el cu laserul, ca la James Bond, să tai scânduri cu el. Deci, n-au investit în partea asta cu telefonia, un produs care se vinde, clar, da? Și în schimb au băgat miliarde în nebunia cu mașina, cu proiectul ăla cu auto. Corect, Iulian. Deci dacă ar fi luat miliardele alea care le-au băgat în proiectul lor auto și le-ar fi băgat în stațiile grafice și în iPhone, dragul meu, cum am zis, cred că cu iPhone acum 15 tăiam cu laserul băr de inox. Foarte interesant. De ce nu pedalează pe chestii care merg și care funcționează și care ai dovadă clară și ai un feedback pozitiv de la piață și vezi că lucrurile se mișcă foarte bine, chiar exponențial, și te apuci de avioane de genul ăsta. Hai că înțeleg că faci R&D și te apuci de experimente, dar ar trebui să fie pe o perioadă scurtă, un pic, vezi încotro ei, vezi dacă e cineva, ai priză, faci niște sondaje, niște studii de piață, niște, și apoi îl lași, dacă vezi că nu mergi. Nu stai 10 ani. Mult de discutat. Dragii mei, ne apropiem de o oră jumate. Și cam trebuie să punem un final live-ul nostru, deși chiar mi-a plăcut. Interacțiune foarte bună cu voi, dragilor. Vă mulțumesc enorm de mult că ați participat la micul meu sondaj. Casa Amnesty, mulțumim mult pentru donație. Apreciem enorm de mult. Chiar apreciez, dragule. Casa Amnesty este un prieten drag de pe Clisură care și-a deschis o locație foarte faină aici pe Clisura Dunării. Vom filma acolo, voi face câteva live-uri pentru că locația este ce trebuie. Și apreciez faptul că a venit pe live, ne ascultă. Ne vom întâlni de seară pe live și ne vom întâlni, bineînțeles, în fiecare zi, dragilor. Sper să nu vă obosesc, dar puteți să-mi scrieți, băi,
mai ușor cu live-urile, că nu mai putem. Dar în fiecare zi, în jurul orei 11, 11 jumate, în funcție de cum mă mișc eu pe aici cu treaba, ne vedem pe câte un live din ăsta vorbind despre chestiile care ne interesează și, bineînțeles, seara. Mâine voi fi în live cu Auto Masterchef, vorbind despre mașini. V-am întrebat, nu știu dacă v-am întrebat, cred că v-am întrebat, cum e vremea pe la voi? E cald, frumos? La noi a început să bată vântul aici, pe clisură. Da, Andrei, Adrian, scuze, da. Nu este a mea cazarea, pentru că avem asociați, suntem mai mulți parteneri acolo, dar da. Pensiunea Tarabostes Ranch, de la Coronini, unii dintre prietenii mei dragi, toți sunteți prietenii mei dragi, dar unii dintre voi chiar ați fost la noi. Vă mulțumesc încă o dată. La Cluj e bine, viața e patruloț, la Bacău e bine, bravo! Vă salut, Ian, mă bucur că ai fost cu noi pe live. Bine, dragilor, să aveți o zi extraordinară în continuare. Ne vom vedea de seară. Vă pup! Da, Daniel, deci eu recomand, dacă vii pe clisură, să vii, mai ales venind la distanță mai mare, să vii cel puțin 3 zile de stat aici, efectiv. O zi o pierde pe drum sau chiar două zi de la Cluj. Pentru că altfel... Și depinde ce fel de... Depinde felul în care vrei să-ți plătești concediu. Clisura este ideală pentru a face lucruri, nu a doar sta în pensiune. Decât dacă este una dintre pensiune mai mari, cu piscină, cu toate cele, și chiar vrei să te odihnești, nu vrei să mai auzi nimic, te deconectezi de totul și stai la piscină sau te uiți la Dunăre sau îți place să pescuiești. Altfel, eu recomand și plimbările cu barca pe Dunăre, ieșirile pe coclauri. Avem prieteni, parteneri care îți oferă servicii astea de agrement, inclusiv eu. Pentru cei care chiar doresc să petreacă mai mult timp împreună, să petrecem mai mult timp împreună, să ne bucurăm de peisajele astea extraordinare. Și atunci se merită. Altfel, să stai doar în pensiune 3 zile, decât dacă, cum am zis, vrei total să te rupi, te deconectezi și mănânci și stai la soare și asta e. Altfel e mai... poate deveni plictisitor. Bine, dragilor, ne vedem de seară. Vă pup! Să aveți o zi minunată. Ciao!